spun un bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră, cei care ați ales să fiți împreună cu noi în această ocazie de după masă. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat și ne-a dat înțelepciune, ne-a dat putere ca să punem timp deoparte, ca noi să învățăm împreună și să ne străduim din ce în ce mai mult să trăim un stil de viață sănătos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru viața pe care ne-a dat pe acest pământ, mulțumim pentru sănătatea pe care ne-a dat și mulțumim pentru toate sfaturile pe care le primim din partea Lui ca noi pe mai departe să trăim o viață plină de sănătate și de bucurie. Poate că ați așteptat pe altcineva, pentru că în publicitatea noastră, în anunțul nostru, am avut invitat pe altcineva, dar din cauza unor probleme neașteptate în cadrul familiei dânsului, el a trebuit să plece chiar înainte de a începe seminarul nostru de sănătate, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că a mai avut încă un plan pentru noi în această dupămasă și este în mijlocul nostru colegul meu, fratele meu de credință, Daniel Fola, și Dumnezeu cred că se va folosi de el în această dupămasă, poate chiar dacă ne-a surprins această încercare pe noi, dar eu cred că Dumnezeu ne va binecuvânta și fiecare o să simțim prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și vom înțelege cum ar trebui să trăim o viață într-un stil mai bun după placul lui Dumnezeu, ca să ne putem bucura de viață pe acest pământ și să putem trăi spre lauda numelui lui Dumnezeu. Îl salut și pe telespectatorii noștri de la Sălăjeanu TV, pentru că și ei deja au un obicei de a ne urmări aceste prezentări de sănătate din partea Bisericii Zalău și îi mulțumim frumos cu toate încurajările pe care le primim de la dumneavoastră. Și noi dorim ca prin aceste programe pe care vi le transmitem, împreună cu noi să ne pregătim pentru veșnicia lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să începem seminarul nostru cu o rugăciune, chemând și prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Tatăl nostru bun, care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru bunătatea ta și purtarea ta de grijă de care am avut parte până în această parte a zilei. Mulțumim că am putut să venim în acest loc și să putem învăța împreună din sfaturile tale, să putem învăța împreună cum să trăim o viață conform voii tale, conform cuvântului tău, cum să putem păstra sănătatea pe care ne-ai dat-o ca dar pentru fiecare dintre noi și poate dacă ai îngăduit și chiar o boală în viața noastră, cum să putem preveni sau cum să ne putem vindeca această boală. Amin. Știm că cel mai mare medic este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Știm că El, cât a umblat pe acest pământ, a vindecat multe suflete. De aceea din nou ne apropiem de Tine, Doamne, ca Tu să ne dai înțelepciune în toate. Tu să ne dai îndrumări, sfaturi și nouă, dă-ne inimi deschise și urechi deschise ca să putem asculta și dă-ne, Doamne, putere ca să putem împlini sfaturile pe care Tu ni le dai. Amin. Fii cu noi pe mari departe, binecuvintează-ne pe cei care suntem aici, binecuvintează familiile noastre, binecuvintează telespectatorii noștri care ne urmăresc și pe toți acei oameni care sunt încercați printr-o boală sau o altă încercare în viețile lor. Doamne, fii, te rog, cu ei și ajută-l ca și ei să simtă mâna ta mângăietoare și vindecătoare și toți să ne bucurăm într-o bună zi de veșnicia ta. Mulțumim pentru toate și ne încredem în brațele iubitoare și, Doamne, ajută-ne ca să putem pleca binecuvântați din acest loc. Prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim că ne-ai ajutat și ne-ai ascultat rugăciunile. Amin. Amin. În următoarele momente am să predau cuvântul colegului meu, Fola Daniel. O să avem o parte de teorie, o prezentare teoretică și pe urmă vom trece la partea practică pentru cei care încă nu ați fost în mijlocul nostru. Vom prezenta niște bucate sănătoase și chiar vom gusta împreună aceste bucate pe care le pregătim împreună. Vă doresc multe, multe binecuvântări. Amin. Amin. Vă salut cu mult drag și bine ați venit în mijlocul nostru.
În primul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu că, deși este o vreme așa mai posomorâtă, ne-a ajutat să ajungem cu bine. Deși trăim într-o perioadă în care răcelile sunt cam dese și oamenii se îmbolnăvesc mult mai des decât am dori și chiar poate și cunoaștem persoane care s-au îmbolnăvit, poate n-au putut să vină sau s-au întâmplat anumite lucruri pentru că se îmbolnăvesc. Și în această ocazie, înainte ca să trecem la niște lucruri practice pe care dorim să le învățăm împreună, aș dori ca la nivel teoretic să înțelegem câteva aspecte foarte importante ca să ne menținem o sănătate cât mai adecvată și cât mai bună pentru a trăi cât mai sănătos pe acest pământ. Și vreau să aduc câteva argumente de ce este important ca fiecare, la nivel individual, să putem înțelege de ce este important să avem o sănătate bună, o sănătate cu care să mergem în viața noastră de zi cu zi. Și vreau să vă dau chiar din viața mea practică. Ei bine, eu înainte am fost fotbalist și îmi plăcea foarte, foarte mult să joc fotbal. Dar, în același timp, în fiecare zi, aici este mama mea și poate confirma, îi ceream să-mi facă cartofi prăjiți. Și în fiecare zi cartofi prăjiți, în fiecare zi cartofi prăjiți. Și ziceam că de luni mă las, pentru că știți, când joci fotbal, ai nevoie ca să fii cât mai fit, ca să poți să joci cele 90 de minute și ca să nu obosești atât de des. Însă, când venea luni și când trebuia să mă las de cartofi, parcă mi se făcea o poftă și spuneam, mami, mai fă o dată. Și din clipa aceea, în fiecare zi, în fiecare zi, mâncam cartofi prăjiți. Și mă duceam cu bicicleta la fotbal și până când mă duceam să mai mă și antrenez, gâfâiam. Și la vârsta de 12, 13, 14 ani, nu eram atât de sănătos, deși nu aveam nicio boală, dar nu puteam să mă mențin atât de bine în sportul pe care îl practicam. Și a urmat o perioadă în care am avut și o anxietate. Nu voi intra în adâncimile ei, vreau doar să spun că a venit o perioadă în viața mea când, deși mâncam dulciuri o grămadă, mâncam la ciocolăți, mâncam o ciocolată pe moment, când mă uitam la ceva la televizor, mâncam o ciocolată, nici nu știam cum se duce, după aia luam și chipsurile, după aia luam și mâncam seara, foarte târziu, la 12, 1 noaptea și nu pățeam nimic. Dar vine o anxietate în viața mea când mă duc într-o seară la baie și încep să amețesc și nu-mi dau seama de ce. Ce se întâmplă cu mine? De încep să amețesc seara. Eu, sănătos, fac fotbal, îmi spunea mami să o las mai ușor, dar îi spunea mami, dar eu joc fotbal, eu sunt bine. A doua seară era și mai grav. Și am căutat să văd ce am. Am citit pe internet toate bolile, vă spun, toate le aveam. Tot ce citeam, infarct miocardic, mă durea deja aici. Citeam despre anumite boli respiratorii, deja nu mai respiram bine. Și tot ce citeam, aveam. După aceea m-am dus la medicul de familie, mi-a dat niște medicamente și parcă o zi, două, era mai bine. După ce a trecut acea o zi, două, deja iarăși mă simțeam rău, iarăși amețeam, iarăși credeam că o să pic jos. După aceea, am mers la urgențe să văd, să-mi facă analize, EKG-ul, analize de sânge, tot. Când am mers, toate analizele erau bune. Și mi-am dat seama ce se întâmplă, ce am pățit. Ce pot să fac ca să scap de lucrurile acestea? Și iarăși mă duc la medicul de familie și spune, trebuie să mergi la psihiatru. Când am auzit, am zis, nu prea aș dori, pentru că la psihiatru știam și am auzit de când eram în generală, merg doar aceia care au niște probleme mai avansate și eu credeam că nu am, deși mă temeam să nu fi avut nimic. Mă duc la psihiatru, îmi spune că nu e atât de grav, mă duc la o doamnă psiholog. Am făcut ore cu doamna aceasta psiholog, în fiecare săptămână, o dată pe săptămână. Scriam tot ce mă doare. Aveam un nod în gât, mă durea în piept, mă durea în spate, tot mă duream. Și nu știam cum să scap. Încercam să caut fiecare metodă de care să mă agăț ca să reușesc să scap de această anxietate, să reușesc să pot să devin mai sănătos. Însă, în căutarea mea de a merge la mai mulți medici, să știți că nu am găsit deseori vindecare. Nu am găsit alinare. Nu am găsit ceva care să mă scoată din starea mea. Și atunci am dat de ceva mai presus de orice părere, orice cuvânt omenesc. Și am aici în față o Biblie. O Biblie care, din păcate, astăzi este mult disprețuită. Este mult lăsată la o parte și nu se mai ia în considerare sfaturile ei. Însă, vreau în această ocazie, pe lângă anumite sfaturi despre sănătate, pe lângă anumite lucruri practice pe care să le învățăm, să vedeți de ce este important să luăm aminte la sfatul lui Dumnezeu în momentul în care vom afla niște informații utile. Și o să deschid eu Biblia în Luca, capitolul 8. Este evanghelistul Luca, capitolul 8.
în această ocazie și vreau să vă citesc despre o femeie care avea o problemă de 12 ani. 12 ani avea o scurgere de sânge și a încercat să se vindece la mai mulți medici. Vedem împreună dacă a reușit și dacă a putut să fie vindecată de anumite persoane omenești. În Luca, capitolul 8, de la versetul 43, Biblia ne spune următorul lucru. Și era o femeie care, de 12 ani, avea o scurgere de sânge. Ea, fiți atenți acum, își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Deci ce făcea această femeie? Mergea, punea bani la doctori, după aceea se întorcea fără rezultate. Iarăși mergea fără rezultate. Cum am putea spune termenii de astăzi, mergem, luăm medicamente, ne spune medicul toată rețeta așa cum este ea și depindem toată viața noastră de acum încolo de medicamente. Și nu știm ce să facem. Ne dăm cu capul de perete uneori pentru că nu știm ce să mai facem pentru a avea o sănătate completă. Dar în versetul 44 ni se spune că ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Isus. Și fiți atenți, îndată scurgerea de sânge s-a oprit. S-a oprit. Vedem cum cineva mai presus de orice putere omenească a putut să o vindece pe această femeie. Și dragii mei, scumpi ascultători, telespectatori care ne urmăriți în aceste clipe, singura metodă de vindecare care va fi utilă în tot ceea ce facem vine de la sursa care ne-a creat. Nu putem să ne vindecăm fără să ascultăm de Cel care ne-a creat. Oricât am dori, oricât ne-am dat noi peste cap, nu putem să avem o sănătate deplină fără să vedem niște sfaturi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și data trecută, în seminarul trecut pe care l-am ținut, am vorbit despre o alimentație care Dumnezeu ne-a dat-o încă din Eden, încă de când a creat pământul. Iar în Geneza 1, cu versetul 29, pentru cei care au Biblia, pot deschide acolo, Dumnezeu spune că ne-a dat două lucruri importante de mâncat pentru sănătatea noastră deplină. Spune așa, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod, aceasta să fie hrana voastră. Sau cu alte cuvinte, Dumnezeu a lăsat așa pentru noi, plante, leguminoase, legume leguminoase, nuci, semințe, fructe cu care să fim îmbogățiți în momentul în care vom dori să trăim sănătos și încă un lucru care nu este băgat în seamă, o inimă veselă. O stare a minții care să fie la fel cu ceea ce mâncăm. Pentru că putem să mâncăm sănătos, dar mintea noastră să se angajeze în tot felul de gânduri, îngrijorări, aspecte ale vieții noastre și să nu putem să fim sănătoși pentru că nu lăsăm ca în mintea noastră să avem o inimă veselă, să avem o minte liniștită, o minte împăcitoare. Pentru că și în problema mea de anxietate, numai când am văzut în Biblie că scrie nu vă îngrijorați de nimic, ci ajunge zilei necazul ei, lăsați grijile deoparte, atunci am putut și eu să mă vindec de anxietate cu niște lucruri foarte ușoare. Când omul ia aminte la aceste lucruri foarte ușoare și își pune inima să le înțeleagă, atunci va fi mult ușor pentru el, foarte ușor. Țin minte că săptămâna aceasta în Zalău, eu sunt din Mureș, sunt din Reghin mai exact. Săptămâna aceasta în Zalău a venit o femeie aici care am găsit odată ce am luat-o cu mașina. A venit o femeie aici în Zalău ca să se trateze. Săraca s-a lovit la cap. Și a mers din nou la medici să-i spună ce are. Să vadă dacă este mai grav ce are ea. A mers, a dat 150 de lei pe taxiu de la Cristolț până aici. Și după aceea a mai dat vreo 300 de lei pe medicamente. Și săraca femeie nu era atât de bogată. Nu era atât de prosperă în ceea ce avea ea. Însă, ea, sărăcuța, a dat banii pe acele medicamente crezând că îi fac bine. Crezând că dacă ascultă de ce i-a spus medicul sau de ce i-a spus anumite persoane de acolo, ea se va vindeca. Însă, a luat medicamente până în acest moment. A încercat tot ce i-a spus. Nu a mers nimic. Nu a mers nimic. Decât după ce am fost cu ea, a luat câteva alimente cât mai sănătoase care le-am putut găsi în Kaufland împreună cu ea, atunci, într-adevăr, se pot vedea rezultate și în viața acestei femei. Când, ușor, ușor, trece de la un tratament care până atunci a fost haotic, de atunci va fi mult mai înalt. Și vreau să vă dau câteva exemple să înțelegeți ce vreau eu să spun de fapt.
În momentul în care eu mâncam ciocolată, chipsuri, mâncam la ore care nu erau corespunzătoare și corecte din punct de vedere al trupului nostru uman, care l-a creat Dumnezeu, eu mă voi putea scuza să zic, a venit vremea răcerilor și eu sunt bolnav pentru că așa este timpul. Este rece afară, s-a trecut de la vară la rece și eu sunt bolnav pentru că așa se îmbolnăvesc toți. Însă, nu ca să lăudăm vreun om vreodată, însă cunosc persoane care chiar în prisma acestor timpuri nu s-au îmbolnăvit. Pentru că ele au știut cum să mănânce, au știut cum să trăiască, au știut care trebuie să fie alimentația adecvată pentru acest timp. Și în momentul în care a venit o situație mai grea, nu au căzut în aceste gripe, în aceste boli care au venit astăzi. De ce? Pentru că au știut că trebuie să mănânce adecvat. Și vreau să vă dau un exemplu. Nu mâncăm, da? Dimineața, nu mâncăm dimineața și fructe și legume împreună și după aceea mai bem și suc, mai bem și apă și după aceea zicem că am mâncat bine, am mâncat bine de dimineață, că dimineața trebuie să fie cea mai bună mâncare, cea mai bună hrană și după aceea zicem, oare de ce m-am îmbolnăvit atât de grav? Dacă eu mănânc dimineață, eu mânc și la amiază și seara nu mănânc atât de mult. Știți, niște lucruri foarte simple. Oare de ce? Fiindcă am combinat niște lucruri care nu merg, nu sunt compatibile unele cu altele și fac acid în corpul nostru. Și atunci, ușor, ușor, începem să ne îmbolnăvim. Și, dragii mei, toate aceste principii, toate lucrurile care vi le voi spune în aceste lucruri, se găsesc chiar în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, în momentul în care ne-a lăsat legume și fructe, nu a spus că trebuie să le mâncăm împreună. A spus, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod. Nu au fost combinate împreună aceste lucruri. De aceea trebuie să le mâncăm unele la o masă și altele la o masă. Foarte important. Și mai exista și o problemă care este adusă astăzi foarte mult în perioadele acestea de îmbolnăvire. De exemplu, sunt multe persoane care suferă de astm. Sunt multe persoane care suferă de boli respiratorii sau anumite boli care îi afectează foarte grav astăzi. Și ei spun că așa este timpul acesta care îl trăim sau este genetic sau așa am fost de când sunt mică. Nu pot să schimb sau de când sunt mic. Însă persoanele cu astm sau persoanele care au anumite probleme respiratorii, dacă ar renunța la consumul de lapte, la consumul de brânză și la consumul de ouă și să-l reducă cel puțin pentru o lună, două, din alimentația lor, deja s-ar vedea niște schimbări semnificative și cunosc persoane cu astm bronșic în care mulți medici n-au mai putut să facă nimic, dar pentru că au luat aminte la anumite sfaturi importante, s-au putut vindeca, au putut să se trateze mult mai ușor. Și, dragii mei, această persoană din Biblie cu scurgerea de sânge de 12 ani nu este singura persoană care s-a încrezut 12 ani în medici, ci au mai fost persoane, chiar în Biblie, care Dumnezeu a vrut să vedem, să avem grijă cum ne încredem și noi în oameni. Și vreau să deschidem puțin în 2 Cronici de data aceasta, este o carte din Vechiul Testament, pentru că și Noul și Vechiul Testament ne vorbește cam același lucru din Biblie și vreau să vedem că și în Vechiul Testament au fost niște oameni care s-au încrezut în alți oameni pentru vindecarea lor. În 2 Cronici, capitolul 16, Biblia vine și ne spune anumite lucruri despre un împărat care îl cheamă Asa. Și să vedem ce a făcut acest împărat. Versetul 7 ne spune că în vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Da? Și s-a întâmplat ceva acolo, niște războaie care au degenerat, însă pe mine mă interesează ce a mai făcut acest împărat dacă s-a încrezut prima dată în oameni. Versetul 12. În momentul în care a avut o boală, în al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, fiți atenți, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Chiar în timpul bolii lui, n-am mai căutat să vedem sfaturi mai practice, să vedem lucruri care chiar dau randamente, lucruri care le vedem clar făcându-se în viața noastră. Ce a căutat?
la doctor. Asa a adormit sau, în specificul temei, a murit cu părinții săi și în al 41-lea an al domniei lui. Atunci a murit acest împărat. Vedem, pentru că s-a încrezut în oameni și în momentul în care a avut o boală, tot în oameni. Ceea ce denotă un lucru foarte semnificativ. Oamenii sunt foarte reticenți când vrei să le dai sfaturi noi. Când vrei să le dai sfaturi care i-ar putea ajuta. Și vreau să vă dau încă un exemplu. Îmi place foarte mult să fim cât mai practici, pentru că dacă noi înțelegem ceea ce vorbim, noi înțelegem ceea ce se predică, ceea ce învățăm, atunci vom putea să facem și noi. De multe ori stăteam la matematică și nu înțelegeam nimic. Nu mi-a plăcut atât de mult matematica, recunosc, dar mi-ar fi plăcut ca profesoara să-mi explice mai în detaliu. Știți, când nu cunoști ceva la matematică și n-au înțeles toți, profesoara nu mai stă să-ți explice și ție acel rezumat care l-a făcut la exercițiu, ci ea merge în continuare și tu rămâi acolo pe tablă și încerci să-ți dai seama ce ea vrea să spună, copiezi repede în caiet și pleci acasă, încerci să înveți și tu și nu înțelegi nimic. Nu înțelegi nimic și n-ai rămas cu nimic. Eu vreau ca să rămânem cu ceva și să plecăm cu ceva acasă după ce am fost în aceste clipe. Multe persoane care au auzit anumite sfaturi practice. Uite, lasă o lună laptele, lasă o lună brânza, lasă o lună ouăle și tratează-te cu altceva, cu lucruri simple, nici cu medicamente, ci doar cu acest lucru și o să vezi vindecarea ta. Și o să vezi cum te vei vindeca. Și am fost la cineva în județul Bistrița care era foarte pornit pe a bea lapte. Foarte, bea lapte foarte mult, era preferatul lui. Și a avut o problemă de picior. Această persoană și i s-a înnegrit piciorul atât de tare încât chiar aproape să-i scurgă acolo ceva din el. Niște toxine deja începeau să scurgă la acest om și aproape și la celălalt se făcea. Deci atât așa probleme mari avea acest om. Și i-am spus câteva lucruri practice împreună cu un alt prieten, câteva lucruri practice să le facă, să lase carnea, să lase laptele, să lase brânza și ouăle pentru cel puțin o lună de zile. Cel puțin o lună de zile. După o lună de zile, el avea dureri foarte mari. Cum am citit despre Asa, despre acest împărat, avea dureri foarte mari. Ei bine, după o lună de zile, nici mai mult, nici mai puțin, acest om n-a mai avut nici o durere. Nici o durere. A mers bine la lucru, nici nu mai simțea că are ceva și pe lângă că mai punea acolo, își înfășura piciorul cu varză, da, ca să extragă și local, dar trebuie lucrat și la cauză, deja omul se simțea din ce în ce mai bine. Și după o lună, deja era ca și nou, ușor-ușor. Mai era să-și revină de tot, pentru că ușor-ușor trebuie să se vindece, să se repare, dar după o lună s-a simțit din ce în ce mai bine. Și astfel de cazuri au fost multe, când persoane, am fost la o persoană care are 14 ani, 120 de kilograme, și această persoană, tânăr, bea energizante una după altul, mânca la aproape oricând, frigiderul parcă era la el în pat și făcea toate lucrurile numai să nu stea sănătos. Și în momentul acela, când i-am recomandat câteva sfaturi, mama sa, maică, plângea ca copilul ei să accepte sfaturile acestea. Plângea, dorea ca și copilul ei să poată să fie cât mai sănătos. Pe de altă parte, soțul ei avea o tensiune undeva la 200 cu 100 și ceva, nu mai știu exact cât avea, dar avea foarte mare tensiunea și el. Și el avea colesterol, avea și el o problemă cu greutate, era supraponderal și el. Și soția acestui om atât de mult suferea ca măcar o schimbare să se vadă în viața acestor persoane. Ba mai mult, am fost în acel sat și la alt copil, de 16 ani undeva pe acolo, 140 de kilograme. Să vă dați seama ce mari erau copiii în acel sat, în acea comună. Și au spus și mi-au spus acele persoane, noi vrem să facem schimbări, noi vrem să facem ceva cu viața noastră, dar toată ziua facem curele, toată ziua nu ne mișcăm, mâncăm ce apucăm, mâncăm în special seara, pentru că ei lucrează în special de dimineața până seara și nu mai reușim să facem altceva. Și dragii mei, persoanele acestea ajung la 40-50 de ani, când ajung să le doară ba ficatul, ba stomacul, ba într-o parte, ba inima deja să facă probleme. Și ajung să moară la o vârstă foarte subită, pe când Dumnezeu, care a lăsat niște lucruri practice și mișcarea, pe lângă toate aceste lucruri cu alimentația, pe lângă o inimă înțeleaptă și o minte cât mai sănătoasă și cât mai veselă, ne-ar putea păzi,
de multe boli. Și data trecută am învățat 20 de boli de care am putea să ne păzim dacă am face lucrurile acestea. Cancerul, bolile de inimă și diabetul, bolile de ficat, bolile de rinichi, orice altfel de boli nu ar apărea în mijlocul nostru. Știți de ce? Vreau să deschidem în Exod, capitolul 15, să vedeți încă o făgăduință foarte importantă care o are Dumnezeu pentru noi. În Exod, capitolul 15, și vreau să vă citesc de la versetul 26, să vedeți încă câteva lucruri foarte importante. El a zis, Exod 15, versetul 26, dacă vei asculta cu luarea minte de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile pe care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Dumnezeu care îți vrea binele. Eu îți vreau binele. Eu te-am creat. Eu știu cu ce mergi. Asta ne spune Dumnezeu. Cât de ușor ar fi, cât de practic ar fi. Și sublinează Biblia un lucru. Nu te voi lovi cu niciuna din bolile pe care i-am lovit pe egipteni. Haideți să vedem din Biblie, oare ce mâncau acești egipteni și de ce oare se îmbolnăveau? Hai să deschidem în Numeri. Deschidem în Numeri încă o carte din Vechiul Testament. Poate pentru unii dintre noi nu suntem obișnuite cu ele, dar vreau să vedeți niște lucruri practice pe care Biblia ni le prezintă dacă deschidem verset cu verset. Puțin aici, puțin acolo. Deseori, astăzi, oamenii încearcă chiar din Biblie să spună că putem mânca orice. Există un verset în Biblie care spune nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă pe om. L-ați auzit, da? Ei bine, deseori, o să intrăm puțin în pasajul acela că vreau în această ocazie, deseori acest pasaj este adus ca o scuză că astăzi noi putem să mâncăm orice. Noi putem să trăim cum vrem, noi putem să facem ce dorim noi. Însă aș dori ca în această ocazie să întărim, în special ce am vorbit data trecută în Darul Edenic și să vedem cât de practic este Dumnezeu când vrea El să ne vorbească. Numeri, capitolul 11, și vreau să vedeți cum un popor privilegiat, cum niște oameni care aveau o lumină, odată ce Dumnezeu i-a hrănit cumva, nu au mai vrut să se hrănească cum a vrut Dumnezeu. Numeri 11, citim versetul 4. Vreau să vedeți ce răspundeau copiii lui Israel, poporul lui Dumnezeu din acel timp. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Cine ne va da carne să mâncăm? De ce? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, prazi, ceapă și usturoi. Și acum, pentru unii care vin și spun, bun, înțeleg că vrei să sublinezi anumite lucruri despre anumite cărnuri, dar aici spune și despre ceapă, și despre usturoi, și despre castraveți. Sunt oare rele? În niciun caz. Sunt foarte bune. Ba mai mult, aceste persoane au lucrat într-un mod extraordinar, egiptenii, pentru că mâncau și castraveți, mâncau și ceapă și toate celelalte lucruri pe care le vedem aici. Asta i-a mai ținut în viață. Pentru că dacă mâncau doar carne, cum au unii obiceiul astăzi de a mânca carne peste carne și carne cu carne, n-ar mai putea să fie atât de eficienți cum au fost inclusiv egiptenii. De aceea, Biblia când vorbește un lucru, sublinează și celelalte aspecte, să nu intrăm în extreme și să nu cumva să interpretăm altfel Sfânta Scriptură. Și de aceea, versetul 6 ni se spune, acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta, grâul acesta, nimic altceva, numai asta mai vedem. Dar ne-am săturat, vrem și noi înapoi în Egipt, vrem și noi să mergem acolo, să mâncăm la fel cum mâncau și ei, să fim și noi la fel cum mâncau și ei. Dar Dumnezeu a vrut ceva mai înalt. Dumnezeu n-a vrut să mănânce pe lângă carne celelalte lucruri, da? Dumnezeu a vrut ca să mănânce celelalte lucruri împreună cu dieta aleasă pentru ei. Pentru că îi ducea într-o țară unde aveau să se bucure de roade mai mari, de struguri mai mari, de niște roade ale pământului care puteau să fie mult mai benefice pentru aceste persoane. Însă ei nu au vrut. Ei au vrut în continuare, în special, nu neapărat ceapa, nu neapărat usturoiul, că nu cu asta începe, nu neapărat lucrurile din versetul 5, ci ei au spus, cine ne va da carne să mâncăm?
Și Dumnezeu le-a spus că dacă veți asculta și veți face tot ce v-am spus, nu vă voi lovi cu bolile pe care i-am lovit pe egipteni. Fiindcă dacă egiptenii nu mâncau carne, dar mâncau celelalte, erau mai sănătoși. Dar fiindcă mâncau și carne și altfel de alimentație, atunci ei singuri și-au făcut acest lucru. Ei singuri s-au îmbolnăvit. Dragii mei, boala, suferința este provocată uneori și din anumite aspecte spirituale. Într-adevăr, este cazul lui Iov, care, deși era neprihănit, s-a îmbolnăvit. Însă, deseori, boala este provocată prin alegerea noastră. Deseori, boala este un rezultat al alimentației noastre neadecvate și necorecte. Și vedem cum Dumnezeu a vrut să-i păzească pe izraeliți, să nu mai fie loviți de boală. Și o să vedeți când mergeți jos și o să facem lucru practic, este un verset acolo pe care vreau să-l întipărim de fiecare dată în minte când vom discuta despre seminarul de sănătate. Prea iubitule, doresc ca sănătatea ta să sporească tot la fel cum sporește ce? Sufletul tău. Asta dorește Dumnezeu, ca sănătatea noastră să sporească tot la fel cum sporește și sufletul. Dumnezeu ne vrea binele, de fiecare dată, prin fiecare lucru care ne-l spune. Însă, mai vreau înainte, ca să ne apropiem de încheiere, să vorbim despre un subiect și despre un lucru care deseori este adus în atenția oamenilor când vor să facă schimbări. Când oamenii fac schimbări și totuși văd că dau rezultate, fiindcă poate este mai greu, nu s-au obișnuit, anumite motive, circumstanțe, ajung să se scuze și spun, dar totuși există în Biblie anumite pasaje care nu spun chiar că ar trebui să fim atât de atenți cu ceea ce mâncăm. Nu spun că ar trebui să avem grijă de sănătatea noastră. Adică am putea să fim și altfel. Am putea să trăim cum vrem noi. Și astfel singur să ne facem rău. Și vreau să deschidem și să deschid în special la un verset care v-am spus și ați văzut și am văzut că mulți au zâmbit, este deseori adus. Matei 15 cu versetul 11 este deseori adus de către oameni când vin și spun, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură aceea spurcă pe om. Acum, dacă noi am învățat că Dumnezeu vrea ca să avem o alimentație cât mai adecvată, cât mai bună, vrem să vedem de ce există și acest pasaj în Biblie. Mare, ce vrea să spună acest pasaj? Ce vrea să ne transmită el? Oare transmite ideea clară că putem mânca orice și că n-ar trebui să avem grijă ce mâncăm? Sau este o idee care este scoasă deseori din context și este adusă ca o scuză în mijlocul oamenilor când mănâncă ce vor, când trăiesc cum vor și când se complac în plăcerile lor? Vreau ca să deschidem în Marcu capitolul 7, doar puțin să trec în revistă ceea ce se întâmpla de fapt în contextul acestui pasaj. În Marcu capitolul 7, Biblia vine și ne spune că fariseii de la versetul 1, Marcu 7 cu versetul 1, fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Deci s-au adunat câteva persoane la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind, fiți atenți, cu mâinile necurate, adică nespălate. Vreau să fiți atenți. În momentul în care ucenicii mâncau, ei aveau mâinile cum? Curate sau necurate? Necurate, fiindcă erau nespălate. Și atunci fariseii, când au văzut acest lucru, au spus, nu, stai puțin. Păi înseamnă că ucenicii, odată ce mănâncă cu mâinile nespălate sau necurate, mâncarea lor este cum? Necurată. Și atunci fariseii și toți însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după ce? După datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat, după ce s-au spălat. Și sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor și a căldărilor și a paturilor. Da? Astea erau obiceiurile, anumite practici pe care ei le făceau în momentul acela. Și atunci ei acuzau pe ucenicii Domnului Hristos. Și atunci Iisus, când vede atitudinea acestor oameni, le spune câteva cuvinte. Și vreau să citim de la versetul 14, să fim atenți. Ce le spune Iisus și de ce este important să înțelegem clar acest subiect? În urmă, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți.
Deci vedem că Iisus spune înțelegeți, nu doar ascultați-mă, că mulți astăzi ascultă și nu mai înțeleg. M-am spus ca și la mine la matematică. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Și acum versetul 19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hasna. Și să vedem de ce a zis astfel Iisus. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Deci în momentul în care ei mâncau, evreii nu mâncau niciodată mâncare necurată. Ei de fiecare dată mâncau mâncare curată. Dar fiindcă aveau mâinile nespălate, în mintea fariseilor era mâncare cum? Necurată. Atunci Iisus le-a dat o pildă să asculte și să înțeleagă că mâncarea aceea cu mâinile nespălate pe care o mâncau, de fapt era curată. Și bucatele acelea le-a curățit ale ucenicilor. Nu alte bucate, nu alte mâncăruri care astăzi deseori sunt aduse ca un stil de viață în rândul unor persoane și care din păcate îmbolnăvesc. Și vreau doar să dau și câteva exemple, să fim practici. Și deseori poate că ați auzit și veți auzi un anumit animal controversat, să-l mâncăm, să nu-l mâncăm, dar îl aduc în atenția voastră doar să-l judecăm, doar să analizăm critic anumite lucruri. Data trecută am mers în special cu dovezi științifice despre ce a zis Dumnezeu în Eden. Acum, în special, vreau să mergem la ce spune Dumnezeu și să analizăm după. Pentru că este mai important să ne credem am învățat în Dumnezeu și după aceea în toate celelalte lucruri, dacă sunt de la Dumnezeu sau dacă nu. E bine, există astăzi un animal pe nume porcul, care este adus înaintea multor persoane, deseori. Dar porcul, țin bine minte că de fiecare dată când tata tăia porc, mie nu-mi plăcea, trebuia ori să mă trezesc de dimineață la ora 6, pentru că deja trebuia să-l înjunghe, să-l pârlească și anumite practici care se întâmplă în momentul în care tai un porc. Și eu țin bine minte că nu-mi plăcea nici măcar șoricul acela. Voiam să scap de lucrul acesta pentru că era și un miros foarte, foarte urât și chiar nu-mi plăcea deloc. Dar nu mi-a fost greu să mă las de porc când am auzit că porcul are 200 de boli și 19 paraziți. Pe lângă lucrul acestea, porcul nu transpiră. Ceea ce înseamnă că toate toxinele, tot ceea ce mănâncă, că porcul mănâncă de toate, tot ceea ce mănâncă rămâne în el. Și tot ceea ce este în el, dacă îl mâncăm, intră și în noi. Doar niște lucruri critice, analitice, care le punem în dreptul a unei declarații din Levitic 11 cu versetul 7, în care Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm porcul. Și porcul, ba mai mult, este asociat mai grav uneori decât șoarece. Ceea ce pe noi ne-ar putea surprinde, mai ales în domeniul științific medical. Ceea ce înseamnă că sfaturile lui Dumnezeu, și dacă le pui într-o umbră a științei, ies învingătoare de fiecare dată. A fost o problemă acum câteva sute de ani în care oamenii credeau că dacă mănâncă un tip de alimente, roșii, castraveți, ardei, anumite lucruri, fiindcă au fost asociate cu o vrăjitoare care le făcea farmece, erau, știți, așa, o pildă, să zic așa, prin care oamenii credeau că dacă vrăjitoarea este asociată cu roșia aceea, roșia aceea, dacă o mâncăm, ne face rău. Și oamenii se fereau de roșii, dar mâncau toate lucrurile nesănătoase. Astăzi, la fel, oamenii mănâncă aproape tot ce găsesc în magazine, nu mai cercetează nimic, nu mai văd ce scrie pe ambalajul produsului, iau totul de-a gata și ne îmbolnăvim și nu știm de ce. Și acum vreau să fac și o paranteză, chiar și lucrurile vegane, care scrie acolo vegan, știți, sunt iaurturi vegane, și lucrurile vegane din magazine, țin bine minte că și eu am luat la început, când am devenit așa, am luat produse vegane și credeam că mănânc sănătos. Deci prima dată când nu știi ce să gătești, crezi că acum ai lăsat-o cu celelalte, dar acum o iei cu lucrurile astea și sigur o să fii sănătos. Nu. Chiar lucrurile vegane poate deseori sunt mai rele decât celelalte. De ce? Pentru că sunt doar chimicale. Sunt doar chimicale, din magazin mă refer. Sunt doar chimicale, sunt nu știu câte gume, sunt nu știu câte monoglutamați de sodiu și anumite lucruri euri ascunse care numai dacă scanezi printr-o aplicație codul de bare a produselor, poți să-ți dai seama dacă are eu sau nu. De exemplu, am luat o lipie. Era cea mai bună lipie din Kaufland. Nu era nimic pe etichetă. Am aflat de o aplicație în care am scanat codul de bare 11 euro. 11 euro avea acea lipie și am zis, wow, direct la gunoi. Nu, mulțumesc, mai bine facem pâine acasă.
Niște lucruri care ne-ar păzi. Deci vreau să vă spun, intru și în cealaltă altă extremă. Să nu mergem acum că mâncăm lucruri vegane și așa și luăm tot din magazin și zicem suntem sănătoși. Nu. Desi orice este în magazin astăzi poate să fie mult mai rău decât celelalte. Și Dumnezeu vrea să fim înțelepți. De aceea, eu cred și sunt încredințat că dacă nu ne vom scuza, dacă vom lua aminte la anumite sfaturi bune, la anumite sfaturi înalte, care dorește Dumnezeu să ni le dea, atunci vom putea să fim păziți, vom putea să fim sănătoși și vom putea să o ducem o viață cât mai sănătoasă pe acest pământ. Și încă câteva concluzii, vreau să trag și după aceea vom merge în partea practică. În Biblie mai este un pasaj deseori folosit pentru a mânca orice. Însă deja am demonstrat din Sfânta Scriptură că pasajele pot fi interpretate foarte ușor într-o altă circumstanță. Însă vreau să mai aduc în vederea voastră un pasaj din care să învățăm câteva lucruri importante. Și voi merge în Geneza, capitolul 9, în Geneza, capitolul 9, și voi citi în special de la versetul 3. Geneza, capitolul 9, versetul 3, este chiar după potop, când Dumnezeu îl binecuvântează pe Noe, după ce a scăpat el din această mare tragedie care a fost acolo. Din păcate, doar o persoană a fost salvată. Vedem un număr foarte mic din rândul persoanelor care au fost salvate. Și totuși Biblia vine și ne spune, și îi spune ceva lui Noe: tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Deseori este și acest adus înaintea oamenilor. Uitați, tot ce se mișcă și are suflare, aceasta să fie hrana voastră. Dar atât de înțelept este Dumnezeu că n-a lăsat doar versetul acesta. A lăsat și continuarea versetului și spune: toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Dar vreau să vă întreb, putem mânca orice fel de ciupercă din pădure? Nu. Putem mânca orice fel de plante? Nu. Pentru că astăzi oamenii se droghează cu o plantă, cu marihuana. Asta înseamnă că nu putem mânca orice fel de plantă verde. Și ba mai mult, într-un pasaj al Bibliei, un om merge să culeagă ceva care nu face decât să aducă o boală în mijlocul unor oameni. Deschid doar puțin, pentru cel puțin cultura noastră generală, în Doi Împărați. Doi Împărați, capitolul 4, și vreau să vă citesc ceva foarte important. Doi Împărați, capitolul 4, de la versetul 39. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubete sau un fel de castraveți, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oală cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: omule ale lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, moartea este în oală, moartea este în oală. Și n-au putut să mănânce. Vedem că chiar dacă a fost plantă, nu orice fel de iarbă verde se poate mânca. Asta denotă că nu orice se mișcă și are suflare poate să fie mâncat decât dacă este binecuvântat, ales, sfințit de Dumnezeu. Asta vrea Sfânta Scriptură să ne transmită de fiecare dată când vedem un pasaj greu de interpretat. Ceea ce am vrut eu să extrag de aici este că de acum înainte să avem grijă inclusiv la alimentele care le mâncăm, care ar putea să fie foarte bune în ochii noștri, dar ar putea să fie mult dăunătoare. Și vreau să mai dau un exemplu, să fiu cât se poate de clar. Știu că în magazine, în acest moment, sunt, nu știu dacă ați auzit, jeleuri vegane. Sunt jeleuri vegane, sunt anumite dulciuri vegane, prăjituri vegane, anumite lucruri care, la prima vedere, ne-am spune, este vegan, pot mânca. Am mai adus acest argument, care vi-l spun acum și vreau să îl mai spun o dată. Eu am fost la o nuntă odată, la o nuntă în care s-a mâncat vegan. Și la final s-a dat înghețată vegană. Știți? Și eram la început, am mâncat. N-am știut ce este vegană, știți? Am zis, mă, interesant, este o înghețată vegană, în sfârșit dau și eu de anumite lucruri privilegiate. Însă, mama mea când a văzut că este înghețată vegană și că este mai sănătoasă, se spunea, a întrebat, nu, asta pot să mănânc, asta pot să mănânc cât mai multă, pentru că este vegană. Înțelegeți? Nu orice lucru care se declară ca fiind sănătos, este sănătos. Și Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea să înțelegem acest lucru. Pentru că, uitați,
Soia, de exemplu, are proteină de două ori mai multă decât carnea. Plus că nu conține colesterol. Și soia nemodificată genetic, asta spun, nemodificată genetic, este o plantă minune și are aproape tot ce avem nevoie în organismul nostru. Tot ce avem nevoie, o singură plantă. Dar dacă este modificată genetic, deja aici sunt alte lucruri, deja aici sunt alte probleme. Și ar trebui să avem grijă și la acest lucru. Niște lucruri practice. Să avem grijă cum mâncăm, să avem grijă ce mâncăm, ce ne facem, să fim echilibrați, să nu mergem nici în cealaltă extremă, nici în alta. De ce? Ca să fim sănătoși și să trăim o viață pașnică pe acest pământ. Ca o concluzie, ce am învățat în aceste clipe? Am învățat de ce este important să mâncăm sănătos, ca să putem merge cât mai bine în viața aceasta, să putem să avem o cunoaștere mai înaltă, să putem să ne folosim de trupul acesta care ni l-a dat Dumnezeu cât mai bine, ca să putem învăța lucruri mai mari, mai privilegiate și Dumnezeu se folosească de noi într-un mod măreț. Asta vrea Dumnezeu. Și să dispară orice boală din trupurile noastre și să mergem într-adevăr sănătoși, fericiți în fiecare zi. Asta dorim și asta vă doresc tuturor și aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvânteze mult, Dumnezeu să fie cu voi și mă bucur tare mult pentru că avem aceste sfaturi pe care le putem ține, practica, dacă dorim. Amin. Mulțumim frumos pentru aceste sfaturi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a avut în providența Lui ca să ne lase aceste sfaturi pentru aceste timpuri pe care le trăim în timpul acestui istorie, acestui pământ. Și dorința lui Dumnezeu este ca noi să ascultăm de sfaturile Lui și să trăim o viață cât mai bună, cât mai sănătoasă și cât mai plină de fericire. Amin. Mulțumim pentru că Dumnezeu ne-a sfătuit, ne-a prezentat partea teoretică, dar tot timpul mai greu ne este la împlinirea lucrurilor practice. Așa că acum vom trece la a doua parte a întâlnirii noastre și vrem să prezentăm și un meniu vegan, un meniu sănătos, cât se poate de sănătos și chiar să le pregătim împreună și să facem și o gustare. Așa că pentru acele persoane, cei care n-ați fost până acum în mijlocul nostru, vă invităm să coborăm jos la subsolul bisericii, la partea de subsol a bisericii și acolo vom ține partea a doua prezentării noastre din această ocazie. Vă doresc pe mai departe multe binecuvântări. Dragi oaspeți, dragi telespectatori, vă urez un bun venit. Eu mă numesc Bernard Marta, după soțul meu, iar numele meu de fată este Boda Marta și mă bucur foarte, foarte mult că în această zi să vă prezint două supe creme, o supă cremă de dovleac de Hokkaido. Îmi place foarte, foarte mult și mie și soțului meu, este supa noastră cremă preferată și încă o supă cremă din castraveți. Amândouă supe le-am învățat în Germania, până să ajung în Germania încă nu am mâncat niciodată supă de castraveți și când mi-a spus doamna ca să gust supa ei de castraveți, încă m-am retras și am zis ce anume supă cremă de castraveți. După ce am gustat, am rămas foarte uimită de acest gust foarte, foarte bun și de atunci, de când eu prepar acasă supă de castraveți, soțul meu abia lasă pentru mine un pic, așa de mult îi place. Aș începe prima dată cu supa cremă de Hokkaido pentru că are nevoie de un pic mai mult timp. Din această cauză, eu am pregătit deja, le-am tăiat. Este foarte important trebuie să-l spălăm bine și nu trebuie să-l decojim pentru că are o coajă foarte, foarte subțire și după ce îl blendăm, aproape nici nu se vede. Și dă o consistență și o culoare foarte, foarte frumoasă supei noastre. Acum pun în bol
dovlecelul nostru tăiat în cuburi și adaug la ea un pic de din ulei de cocos, uleiul de cocos, și punem încă un pic de punem apă și dăm drumul. Da. Se poate îmbogăți cu mai multe condimente, fiecare după gust, dar condimentele mele preferate, ceea ce aș propune la toată lumea, unul dintre ele este ghimbirul. Îi dă un gust foarte, foarte bun. Nu pun mult, doar un pic, ca să nu aibă un gust foarte, foarte intens de ghimbir, dar dacă, de exemplu, uit sau nu am ghimbir, atunci îmi lipsește din supică și simt că nu are gustul supei mele obișnuite. Din această cauză, eu acum pun un pic, pentru că nu să avem o supă foarte... doar așa cred că o să ajungă un litru, dar eu am pregătit pentru gustare mai mult pentru toată lumea. Asta fac doar din cauza ca să vedem cum se prepară. Punem încă un pic de sare, adăugăm un pic de sare, așa, chiar un pic de sare, adăugăm ceapă și îmi pare foarte, foarte rău din cauza grabei. Am uitat să aduc morcovi și morcovii am pregătit, dar au rămas pe masă acasă, dar se adaugă și morcovi, foi de dafin și acum putem să-l punem la fiert. Da, și îl lăsăm să fiarbă. Așa, acum pregătim supa noastră cremă de castraveți. Avem nevoie tot așa de ulei de cocos, nu mult, un pic, așa. Da, o să se topească foarte bine și o să-i dă un gust foarte bun. Punem din nou cuburile de castraveți. Așa. Cuburile de castraveți, adăugăm apă. Nu așa de multă apă, pentru că și castraveții noștri mai... lasă apă, așa, iar un pic să acopere. Cum să spun așa, pentru două, patru porții, eu am pus așa 4-5 castraveți pentru 4 porții. Da. Și supa de castraveți este foarte simplu de pregătit. Și supa de dovleac este foarte simplu de pregătit. Așa că, până ce supele noastre se pregătesc, eu m-am gândit să vă arăt, să vă spun și proprietățile dovleacului. Ceva anume despre dovleac: este foarte, foarte sărac în calorii și are foarte, foarte mult vitamina A. 245% conține vitamina A. Are potasiu, calciu, vitaminele B. Deci e o bombă de vitamine, foarte, foarte multe vitamine, multe fibre
Și ceea ce este important, că ajută la pentru cure de slăbire, este foarte, foarte eficient. Și sămânța, de exemplu, putem noi, cu mama, am pus în pământ sămânța acestui dovlecel și nu are nicio pretenție, chiar și în nisip se poate dezvolta, așa că dacă vine sărăcia peste noi, poate ne scapă câte o sămânță de dovleac. Chiar pentru faptul că conține așa de multe vitamine. Și este foarte consistent. Și despre sămânță vreau să vă mai spun că se poate prăji și se poate consuma. Sămânța de dovleac încă este foarte, foarte bun împotriva viermilor. Putem să facem o cură de sămânță de dovleac împotriva viermilor, trebuie măcinat sau chiar așa trebuie amestecat foarte, foarte bine cu enzimele noastre sau cu saliva noastră și are un efect foarte benefic în intestine. E foarte eficient și împotriva bolilor, mai ales boalei de prostată. Atât aș putea să vă spun acum despre dovleac, iar despre castravete, aparțin între legumele mele preferate, castravetele îmi place foarte, foarte mult, dar îl folosesc și pentru înfrumosățare sau pentru ten. Mama mea a fost prima care, deci vreau să spun, aș dori să vă prezint pe bunica mea, are 92 de ani, bunica mea și arată ca și o bunică de 75 sau știu eu 80 și mama mea are 65 de ani și și ea are un ten foarte frumos, deci vreau să spun că de la ei am învățat aceste metode naturiste pentru față. Mama mea, când era tânără, întotdeauna mi-a spus că Marta, unge-te pe față cu anumite plante, îmi spunea ea cu ce și cu castravete și cu ceapă, da, și cu da, și chiar din cauza asta am pus aici și cu cartofi. Da, amidonul de cartofi este foarte, foarte bun pentru ten. Da, eu folosesc încă pentru ten, folosesc lămâie, fac de foarte, foarte multe ori și așa fac ca și o cură cum ar veni, hai să spun așa 10 zile pentru ten, îmi ung fața de mai multe ori pe zi cu lămâie, zeamă de lămâie. Și ajută foarte mult la... deci eu am avut niște pete pe față sau depigmentare pe față și după ce am folosit lămâia și am folosit și zeamă de castravete și paralel mai folosesc și miere de albină pe față. Și asta ajută foarte, foarte mult și este ceva... Deci dacă folosesc miere de albină pe față, în acea zi nici nu trebuie să folosesc nicio cremă hidratantă. Dar, de exemplu, dacă pun o mască de argilă pe față, după masca de argilă avem nevoie și de o cremă hidratantă, pentru că masca de argilă un pic uscă tenul. Da, dar și masca de argilă o folosesc de două ori pe săptămână și este foarte bun pentru peeling, îmi spăl fața foarte, foarte bine și îmi dă o strălucire a feței. Mai ales dacă mă duc la o prezentare, ca și cum și acum mi-am făcut repede, m-am spălat cu un pic de argilă pe față, am pus un pic de cremă hidratantă și
dă un efect foarte, foarte bun în camerele video, de exemplu, sau ești fotogen. Chiar dacă nu ești fotogen, dacă faci acest lucru, ești în poze mai strălucit și mai vesel și mai vioi. Da. Ce aș mai dori să vă spun, revin acum la supica noastră, în supa noastră deja fierbe foarte, foarte bine și are și un miros foarte gustos. Da, supa de castravete încă nu fierbe. Da. Aici, acum, dacă a început să fiarbă, adăugăm încă un pic de bulion. Așa, un pic de bulion, ca să fie și un pic acrișor. La supa noastră de castravete, bulionul nu se potrivește. Din cauza asta o să punem un pic de zeamă de lămâie, dar am pregătit și, nu știu dacă vedeți, este destul de gros, am pregătit și o smântână vegetală sau chiar vegană, e din lapte de soia, din zeamă de lămâie și ulei. Este foarte, foarte important. Este foarte, foarte important ca să avem o consistență așa de bună, trebuie pusă cantitate egală. De exemplu, dacă vreau să am o smântână foarte bună, atunci iau un bol și, sau dacă pun 200 ml de lapte de soia natural. Să nu faceți greșeala pe care am făcut-o și eu, că nu m-am uitat și nu era natural, era îndulcit și mi-a ieșit o smântână dulcișoară. Da? Deci lapte de soia natural, 200 de mililitri, de exemplu, și punem 200 de mililitri de ulei, punem zeamă de lămâie, eu acum am pus de la o jumătate de lămâie, că lămâia respectivă era foarte zămoasă, și sare. Și îl blendăm. Și smântâna noastră este pregătită. Da, și este foarte, foarte gustoasă. Pe loc se face. Da, pe loc. Da, pe loc se face așa. Așa se face de... Da. Chiar dacă doriți, puteți să o gustați și așa, să vedeți cum e. Da, la sfârșit. Cum? Ulei de floarea soarelui. Eu am încercat să fac și cu ulei de măsline, dar iese amar un pic, da. Iese un pic așa amar și atunci nu mai este bun, așa de bun la gust. Da, deci eu pot să fac și acasă, pentru că am aparat de făcut lapte de soia, dar da. Aș dori să vă spun ce se potrivește, de exemplu, ca și verdeață pentru supica noastră de dovleac. Se potrivește foarte, foarte bine pătrunjelul. Eu nu pun pătrunjelul în supică, ci după ce pregătesc supa, fiecare poate să-și pună din cantitatea cât dorește. Este foarte sănătos pătrunjelul crud, are mult fier și mult acid folic. Iar la supica cremă de castravete se potrivește foarte, foarte bine un pic de mărar. Da, și am pregătit și un pic de mărar și fiecare poate să pună după gust cât dorește. Da, așa cred că supica noastră deja s-a și pregătit. O să vedem dacă este moale. Da, mai avem nevoie încă de vreo 2 minute, cred că. Și este pregătită. Să vedem supica de castraveți cum arată. Da. O să mai adăugăm acum, chiar la sfârșit, să gustăm dacă este destul sărat.
Da. Aici. Așa. Da, acum este sărat. Da, am mai adăug și un pic de vegetă naturală, fără glutamat de sodiu. Da, acum va fi perfect. Așa, să vedem supica noastră de cât este de sărat. Ce bună e! Foarte bună! O să vă placă și vouă! Așa. Și punem un pic de nucușoară. Da. Chiar un pic, așa. Să vedem. Da. Să vedem acum. Supica s-a pregătit. Așa e, ce repede s-a făcut? O, și ce bună e! Da. Acum îl blendăm și atunci rog frumos pe cineva să aducă supica din bolul într-un bol din bucătărie. O să blendez. Da, pentru această supică se potrivește foarte, foarte bun pâinea crocantă. Se poate pregăti și acasă, dar eu acum nu am avut timp. Din această cauză, acum, de data aceasta, am cumpărat. Da, și aducem și o farfurie și supica cealaltă. Are o culoare așa de frumoasă, de toamnă. Da. Portocaliu frumos. Din acest an îmi place culoarea portocalie. Da. Și acum, deci așa arată supica noastră. Aș dori să vă arăt. Așa este natural și natural este foarte gustos, dar acum adăugăm și un pic de smântână. Așa. Da, atunci aș pune acum în acest bol. Așa. Două, aș pune un pic de Așa. Și niște pâini crocante. Și este o supică, după părerea mea, de nota 10, dar să guste și alții. Și
Vă doresc poftă bună la toți cei care o să încerce și acasă. Mulțumim. Pentru doamna că n-am gustat niciodată. Niciodată. Poftim. Mulțumesc. Să vedem și supica noastră de castraveți ce face. Oh. Și asta deja s-a pregătit. Mulțumesc frumos. Să văd cum o să... Ah, și asta are un... poate cineva să-mi aducă linguri, niște linguri, că nu aș... Da. Da, e ok. Așa, și aici avem nevoie. Și supica s-a fiert. După ce s-a fiert, eu, după ce s-a fiert, pun de obicei ziama de lămâie. Da, să avem grijă ca sămânța să nu o scăpăm în supică, pentru că atunci o să fie supa amară. Da, și chiar v-aș propune, dacă aveți castraveți din grădină, înainte să le puneți, să le încercați, pentru că se mai întâmplă că castraveții sunt un pic amar, și ca să evităm această greșeală. Da, nu pun multă ziamă de lămâie, dar un pic, pentru că îi scoate gusturile în evidență. Așa, și acum pun și supa noastră deja pregătită. Și le blendez aici pentru că o să fie mai ușor. Așa. Acum. Așa arată supica noastră. Adăugăm un pic de smântână de soia, așa, vegană. Și ce aș dori să spun, este foarte, foarte bun. Deci nu avem nevoie de făină, de exemplu, pentru îngroșare, pentru că din cauza fibrelor care o conține, uitați ce supică ne-a ieșit, parcă i-am făcut o îngroșală și n-am făcut nimic. Da. Așa, aici se potrivește foarte, foarte bine. Nu știu cine a folosit sau cine a gustat vreodată supă de castraveți. Nimeni. Eu n-am auzit. Nici n-ați auzit. Da, uh-huh. Se făceau ciorbe de castraveți sau mâncare de castraveți. Da. Nu așa. Da, cred că de mura ați avut vreo să facă. Dacă, da. Dacă îi place la cineva... Așa, să pun un pic. Da. Mulțumesc! Atunci vă doresc poftă bună tuturor și spor la gătit! Thank you.
Thank you.